Dacă până acum persoanele care erau implicate într-un accident rutier erau nevoite să meargă personal la poliție pentru formularul de constatare amiabilă, începând cu luna septembrie, vor putea folosi aplicația mobilă pentru a completa documentul. Au fost publicate normele care clarifică încheierea în formă electronică a formularului de constatare amiabilă de accident, soluția aleasă de foarte mulți conducători auto. Mai exact, persoanele implicate în incidente rutiere vor putea completa formularul în mediul online. Aplicația de constatare amiabilă electronică va fi disponibilă cel târziu de la 1 septembrie și va fi o alternativă la formularul de constatare amiabilă în format fizic. E suficient ca doar unul dintre șoferii implicați în accident să completeze formularul electronic. În perioada următoare vor fi demarate procedurile între agenția asiguratorilor de autovehicule și asigurator pentru a încheia toate aspectele legale de aplicația de constatare amiabilă electronică. Noua decizie vine pentru a oferi un sprijin pentru oamenii care au fost păgubiți, dar și persoanele care au provocat accidentul rutier și nu este singura hotărâre. În urmă cu un an, Autoritatea de Supraveghere Financiară a eliminat și obligativitatea de a deține poliței RCA în format fizic, fiind suficientă prezentarea acestea în format electronic.